Deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea mâinile lui, semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 20, versetul 25. Preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători din casele dumneavoastră, Hristos a înviat! Ne aflăm în ziua binecuvântată și plină de lumină a sărbătorii Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O zi plină de lumină, plină de bucurie interioară, o zi plină de foarte multă pace și multă tăcere. În noaptea trecută am slujit cu toții în bisericile noastre slujba Învierii și Dumnezeiasca Liturghie. Gândul pe care l-am avut slujind în noaptea de Înviere fără credincioși, cu biserica goală, desigur plină de sfinți și de îngeri, m-a dus la modul cum relatează evangheliștii faptul că era păzit mormântul de soldați, ca nimeni să nu pătrundă în el și ca nu cumva cineva să fure trupul lui Hristos, lui Iisus și după aceea să spună că a înviat. Păstrând, desigur, proporțiile, cam la fel am slujit și noi, păziți într-un fel de jandarmi, de militari, în biserica care este mormântul de unde izvorăște lumina Învierii lui Hristos pentru toată lumea. De aceea, în noaptea de Înviere, atunci când episcopul sau preotul invită credincioșii să primească lumina, toate luminile, becurile din biserică sunt stinse, pentru că biserica devine ca un mormânt din care țâșnește, irumpe lumina Învierii lui Hristos. În felul acesta am trăit noi anul acesta Paștile în vreme de molimă și de pandemie. În sensul că am fost într-un fel zăvorâți în mormânt, în mormântul, mormintele bisericilor noastre, ca de aici să vă vestim noi Învierea lui Hristos și de aici să lumineze lumina cea necreată, cea nezidită a biruinței morții, a biruinței vieții asupra morții, a biruinței virtuții asupra păcatului, a biruinței luminii asupra întunericului. În această zi de sărbătoare, la slujba vecernii, numită și a doua înviere sau vecernia dragostei, se citește o pericopă evanghelică care se încheie, are un final, am spune noi, puțin într-o discordanță cu ceea ce credem și ceea ce ne învață biserica, așa anume să mărturisim adevărul învierii. În Duminica Învierii
Evanghelia care este rânduită să fie citită în această zi, se încheie cu această exprimare a îndoielii lui Toma. De fapt, este mai mult decât îndoială, aproape ceva vecin cu necredința. Toma le spune ucenicilor care le-a mărturisit că l-au văzut pe Domnul, le spune: eu nu voi crede. Și în felul acesta se încheie Evanghelia. Am putea spune că toată această săptămână luminată stă sub auspiciile, sub umbrela acestui nu voi crede. Se știe că din punct de vedere psihologic, cei care dețin această artă a oratoriei, a elocinței, a elocvenței, a vorbirii, caută întotdeauna cuvintele cele mai potrivite să le folosească. Și încheie fiecare discursul cu ceea ce cred ei că ar trebui să rămână ascultătorii, să rămână în mintea lor. Oricât de bine ai vorbi preț de un ceas, de o jumătate, de o oră, dacă știi cum să închei, dacă știi să pui fraza cheie care să sintetizeze tot ceea ce ai spus în acel discurs, vei avea șansele ca cei care te-au ascultat să te priceapă foarte bine. Undeva îmi spune noi că și biserica, în înțelepciunea ei, ne lasă în suspans, încheie acest discurs, dacă vreți, din Duminica Învierii, cu acest nu voi crede, a lui Toma. Prin urmare, toate aceste zile dintre Duminica Învierii și Duminica Tomii stau sub auspiciile acestui nu voi crede. Este o săptămână de pendulație, dacă vreți, de ezitare a apostolilor față de adevărul Învierii. Biserica consider că a găsit în înțelepciunea ei ca să încheie în felul acesta și cu această sinceritate a lui Toma, tocmai pentru ca să ne invite pe fiecare dintre noi să căutăm învierea. Să nu luăm adevărurile de credință gata, fabricate. Și pur și simplu să ni le asumăm. Biserica vrea să ne invite la căutare, la cercetare. Sigur că este absolut într-un contrast total acea sintagmă sau acel proverb pe care îl știu toți cei care de fapt nu prea vin la biserică: crede și nu cerceta. Dimpotrivă, biserica încă din Duminica Învierii ne spune: crede, încearcă să cercetezi, să vezi despre ce este vorba. Să te convingi tu, să te dumirești de ceea ce înseamnă adevărul învierii, lucru pe care l-a făcut și Toma. Hristos, când Toma i-a cerut ca să-l vadă, să pipăie semnul cuielor din palmele lui, să pipăie locul unde a fost străpuns, coasta, nu l-a admonestat. Nu i-a reproșat, în niciun fel spunându-i: tu ai fost cu mine atâția ani, ai văzut minunile pe care le-am săvârșit. Și tu nu crezi că eu am înviat? Nu i-a ripostat nimic din toate acestea. Ba mai mult, în slujba din Duminica Tomii se spune că această îndoială a lui Toma este una binecuvântată, una fericită. Însă acest nu voi crede a lui Toma trebuie să-l înțelegem și în felul următor. Există niște etape pentru a ajunge la a ne însuma pe din lăuntru, în interiorul inimii noastre, un adevăr. Și etapele acestea pornesc de la ce? În primul rând, se pornește de la ceea ce auzim noi. Ceea ce ne spune, de fapt, și Sfântul Apostol Pavel. Credința vine prin auzire. Auzim ceva, un anume lucru. Și suntem invitați să credem, să dăm crezare a ceea ce noi am auzit. Asta este și legat de viața noastră, de zi cu zi, lucrurile banale. Cineva îți relatează
o anumită întâmplare, o situație, un context. Și tu auzi. Sigur că intenția acelei relatări este ca să fie crezută. Și cel care ascultă să dea crezare. După aceea rămâne la latitudinea ta să discerni cât simți tu că are rezonanță, are un anumit ecou în sufletul tău din tot ceea ce îți spune. Și dacă este acel punct, să spunem, acel cuvințel, să spunem, sau acea stare de spirit, de duh, care deschide ceva în inima ta, în sufletul tău, să crezi, tu îți vei asuma ceea ce ți-a relatat prietenul tău, cel de lângă tine, soțul tău, soția ta, și așa mai departe. Vei crede. Aceasta este, să spunem, o primă etapă. Auzire, credință, ne asumăm. Începem să înțelegem ceea ce ni se spune. Să ne dăm seama că nu e suficient lucrul acesta. Și urmează a doua etapă, de fapt, la care noi suntem invitați. Și de aceea, Evanghelia de astăzi încheie în acest nu voi crede. Tocmai că biserica nu ne vinde iluzii. Biserica, iertați-mă, nu ne vrea niște proști. Să credem în adevărul de credință, fără ca noi să ne-l asumăm pe dinăuntru, în adâncul sufletului nostru. Și mai există o altă etapă, pe care, de fapt, o parcurge Toma. Etapa aceasta este de la, dacă vreți, de la îndoială, care este strămoașa credinței, trece prin încredințare, este cuvântul pe care îl folosește imnograful din cel care a alcătuit slujba din Duminica Tomii. Încredințarea pe care o primește Toma și sfârșește în vedere. Deci, îndoială, încredințare și apoi vedere. Sigur că Hristos îi spune lui Toma, în momentul în care, sigur că Evanghelia n-a menționat că l-a atins sau nu l-a atins, ci pur și simplu Toma exclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu, cu alte cuvinte, ceea ce am auzit cu urechile mele, ceea ce mi-au spus apostoli, mi-au relatat și ar fi trebuit să cred. Acum a devenit un adevăr intim, personal al meu. Mai ține de o chestiune pe care am auzit-o de la cineva din jurul meu. Ci este un adevăr pe care eu mi l-am asumat. Eu l-am văzut pe Domnul. Și Domnul îi spune, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Oare la ce se referă acest lucru? Este în contradicție cu ceea ce ne spun părinții bisericii și mai cu seamă Sfântul Simeon Neoteolog, care ne zice că învierea nu trebuie atât crezută, cât văzută. Pentru că în slujbele noastre nu cântăm învierea lui Hristos crezând, ci învierea lui Hristos văzând. La ce se referă acest? Intră în contradicție cuvântului Hristos, dimpotrivă. Hristos se referă strict la apostoli, la cei care l-au văzut în mod fizic, palpabil. L-au văzut cum au intrat prin ușile încuiate. Și la ei se referă acest cuvânt, fericiți cei ce n-au văzut, adică nu m-au văzut pe mine, cel care sunt același cu cel care a fost în Vinerea Mare, răstignit, țintuit, pironit, cu semnul cuielor în palmele mele și cu coasta pătrunsă, cu coasta străpunsă. La ei se referă. Nouă ni se cere ceva mai mult. Și ni se cere calea aceasta pe care a făcut-o Toma. Să ne încredințăm. Și ce înseamnă această încredințare interioară? Avem nevoie de punctul acela care deschide mintea. Sunt situații în care nu pricepem absolut nimic din ceea ce ni se spune. Și apare dintr-o dată un cuvințel. Sau poate o anumită stare de duh. Și dintr-o dată vedem că totul se limpezește în capul nostru. De fapt, încredințarea înseamnă limpezirea minții, a inimii noastre, care este pregătită să primească vederea a ceea ce ni se relatează. Și din vedere se naște credința adevărată, profundă. De aceea noi se cere să-L vedem pe Hristos
înviat în inima noastră, în sufletul nostru. Și de aceea Biserica, în Duminica Învierii, încheie cu acest "nu voi crede". Adică intrați, începeți acest pelerinaj de căutare a ceea ce înseamnă învierea pentru voi. Să nu mai rămână o chestiune pe care o auzim, fie în biserică, de la preot, de la episcop. Și să știți că dacă am pune această probă pentru toți creștinii care credem în înviere și am întrebat, tu l-ai văzut pe Domnul învind pentru tine? În inima ta? În viața ta? Nu știu câți dintre noi am avea curaj să spunem, da, l-am văzut pe Domnul învind pentru mine, personal, a înviat, în inima mea, mormântul sufletului meu. L-a transformat într-un mormânt în care îngerii mi-au vestit învierea. Noi toți credem, și este foarte bine, slavă Domnului, credem, însă mai avem nevoie de pasul acela. Adică suntem undeva între încredințare, credință, o credință din auzire, și avem nevoie să trecem în cealaltă etapă în care a trecut Toma și pe care cel care a parcurs treptele acestea. Încredințare, vedere și, desigur, credința. Noi știm și din viața de zi cu zi, ceea ce vezi cu ochii tăi are un mai mare impact asupra vieții tale decât oricât de frumos ți-ar povesti, cât de deosebit ar avea cineva un dar minunat de a descrie un peisaj, o atitudine, o stare. Dacă nu vezi, nu se schimbă nimic în tine. Vederea este cea care schimbă, te repoziționează într-o altă perspectivă a vieții. Este ceva comparabil, dacă vreți, suntem undeva pe un vârf de munte și avem o panoramă splendidă, o imagine de ansamblu a unui peisaj. Și cel care cunoaște foarte bine acel munte, care a fost de atâtea ori, este foarte familiarizat, știe perspectiva, locul în care să te așezi ca să vezi cel mai bine panorama, acea imagine de ansamblu. Și îți spune, mută-te doar o jumătate de metru puțin și vei vedea ceea ce se deschide în fața ochilor tăi. Și te minunezi, pentru că tu puțin numai te-ai mutat. Dar perspectiva întotdeauna este cea care contează, să știți. În vedere, în artă, în ceea ce noi reușim să vizualizăm. La fel avem nevoie și noi, cei care credem în înviere, avem nevoie de această perspectivă. Cineva să ne spună, dă-te puțin mai încolo, ca să reușești să cuprinzi cu inima, cu vederea ta interioară, lăuntrică, să prinzi toată această panoramă, dacă vreți, a învierii Domnului pentru tine, pentru inima ta, pentru sufletul tău. Așa să ne ajute Domnul să reușim să Îl vedem fiecare în inima noastră, în viața noastră. Și așa ne dorim cu toții ca sufletul nostru în zilele de înviere să fie cel în care vin îngerii și ne vestesc că Hristos s-a înviat, să nu-L mai căutăm în alte părți, să-L căutăm acolo unde este El, adică în adâncul inimii noastre, că toți L-am primit pe Hristos în taina Sfântului Botez. Amin. Hristos a înviat!